Bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Când ai avut timp pentru toate aceste lucruri? Nu înțeleg, la mine în cap nu se leagă ceva în dimineața asta. Având în vedere că fac absolut totul cu pasiune, eu nu văd, nu știu cum să spun. Nu-ți vine greu. Da, nu există acel complex de nu am timp să fac asta, n-am timp să fac asta. De exemplu, în ultimele 3 zile am promovat Andale, un interviu în fiecare zi, o ședință foto și... E prima dată când am fost atât de ocupată, dar cumva în același timp nu o simt. Pentru că fac totul cu fericire și cu bucurie și cu pasiune. Sunt foarte entuziasmată. Mai ai câteva aspecte interesante în viața ta. Știu că tu cânti și la pian și ukulele și că ești pasionată de K-pop. Corect, corect. Cum ai descoperit muzica? Cine te-a îndrumat pe această cale? De când eram mică, în casă, televizorul a stat numai pe canalele de muzică, deci... De când eram mică, de când eram bebeluș, am o poveste haioasă pe care îmi place să o povestesc. Atunci când aveam mai puțin de un an, am încercat să cânt înainte să vorbesc. Foarte deci cam asta a fost pentru părinții mei primul semn că, wow, ea e făcută pentru muzică. Să știi că sunt semne încă din copilărie, uiteam și eu o poveste personală amuzantă. Eu n-am prins televizor color în prima parte a copilăriei, dar am prins foarte mult radio și mă trezeam și recunoșteam melodia lui Ricky Martin, Living La Vida Loca, pe vremea respectivă. Da, acum gusturi bune, gusturi bune. Ce te pasionează cel mai tare dintre toate lucrurile pe care le faci? Muzica, dansul, pictura? Drumul meu în viață vreau să fie în principal legat de muzică. Mi se pare că pe această parte mă simt cel mai bine și cel mai confortabil și cu asta vreau să continui. Dar în același timp nu o să las nimic în urmă, pentru că trebuie să fiu un artist complet. Cred că toate lucrurile pe care le faci te ajută să te conturezi ca artist. Melodia Andale cum a apărut în cariera ta? Casa de producție Voices Media m-a ajutat cu realizarea videoclipului. Și de asemenea, domnul Sandel Bălan și Lea Di au compus piesa și mulțumesc foarte mult echipei. Sunt o echipă absolut minunată, m-am înțeles extraordinar cu el și cu ei și îmi place extrem de mult rezultatul final. Cum a fost la filmările pentru videoclip? Te-ai distrat? Ai câteva povești amuzante? Am filmat la final de vacanță, la începutul septembrie, de fapt, înainte să înceapă școala. Și eram la țară, la bunici, în satul bunicilor, în casa noastră de acolo. Și peisajele de acolo ne-au inspirat și acolo am ajuns să filmăm videoclipul. În ruinele acelea din videoclip sunt ruinele unei catedrale catolice din Baia. Acolo m-am distrat cel mai mult, sinceră să fiu, pentru că multe scene le-am filmat pe pietre, în catedrală, în toate găurile posibile din pereți și a fost foarte distractiv să găsim, să explorăm tot locația, să găsim mai multe locuri. Hai să vedem și noi videoclipul melodiei Andale în această dimineață și revenim să te mai întreb câte ceva așa până la final. O urmărim acum pe Anana și melodia sa Andale și rămâneți alături de noi căci vom mai vorbi puțin cu ea. Dansez pe iarbă în picioarele goale, dansez în ploaie. Mulțumesc mult! Câte limbi străine vorbești? Vorbesc engleză și spaniolă. Spaniolă am dat recent examenul DELE, nivel B1. Și engleză vorbesc fluent, deoarece m-am apucat de la 6 ani. Okay. Și pe parcursul vieții tot am adunat cunoștințe. Deci m-am apucat și de franceză. Și mai știu eu că te-ai apucat și de coreană? Da, da. Învăț singură, puțin câte puțin, prind pe drum. Tu mai ai timp să mai ieși în oraș cu prietenii? Nu prea. Nu prea, dar că știu că... Știu acum că se uită la emisiune cine a putut să dea și mă susțin și înțeleg. Cu ei vrea să-i mulțumești în dimineața asta în mod deosebit? Cine îți vine în minte acum, fix în momentul ăsta? În primul rând vreau să mulțumesc foarte mult echipei care m-a ajutat cu Andale, make-up, păr, călătoria magică pentru videoclip în sine, domnul Sandel Bălan, Lea Di pentru versuri și instrumental, Alin pentru mix and master, toată echipa
sunt foarte recunoscătoare, pentru că fără ei n-ar fi ieșit un rezultat atât de frumos. Care e cel mai mare vis al tău? Ce-ți dorești din tot sufletul? Cel mai mare vis al meu? Mă văd pe... Nu neapărat pe scene din acestea importante, cum ar fi Billboard. Vreau... Cel mai mult vreau să am un concert al meu. Un concert al meu din acela, ca lumea, cum se spune. Cred că ești și pregătită să implementezi o parte din ideile pe care le ai, uite, și din zona de K-pop, anumite ajută fragmente. Foarte mult. Ce dansuri știi? Știu că ai făcut și dansuri. Am început cu dans modern, uh-huh. După aceea am făcut breakdance. Wow! Diferență foarte mare, dar a prins foarte bine, chiar a prins foarte bine. Și acum mai mult fac ca să mai acumulez experiență în mai multe stiluri diferite, pentru că K-pop este un amalgam de stiluri. Eu zic că ai toate ingredientele necesare să-ți îndeplinești visul acesta mare de a avea propriul concert exact așa cum ți-l imaginezi și ți-l dorești tu. Îți mulțumesc că ai venit în dimineața asta. Eu vă mulțumesc. Te felicit și te mai aștept pe la noi. Bineînțeles. Abia aștept să vin. Ne revedem. Noi, să știți că am ajuns la final de emisiune și la final de săptămână de